Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Here? Aici. Ne-am dat jos din camioneta asta și voiam să dăm fuguța la moschee, să știm că am ajuns acolo. Când colo... De că sună asta? Sună fixul. Da. Dă-i mai tare, plus. Vă rog să notați. Sunteți gata? Începem. Unul dintre recordurile obținute de turci constă în cel mai mare cârnat. A avut 1530 metri lungime și a cântărit 1740 de kilograme. 1740 kilograme. Era de 35 de milimetri. Și conținea 1630 kilograme de carne de vită. O tatuaică numită Nurkan Thailand, având greutatea de 48 de kilograme, deține recordul de ridicare greutăți de 121 kilograme. De câte ori trebuie să meargă Nurkan la măcelar pentru a lua acel cârnat acasă? De câte ori? 121 greutate. Iar ridicau 121 de kilograme greutate. Da, și de câte ori? Trebuie să meargă asta la, așa, să vadă cârnatul ăla de câte ori să le ia. Ne-a dat direct la genunchi. Lid din matematică, ioc. Erau foarte multe cifre, pentru că era greutatea. Era greutatea domnișoarei. Ce cârnată? Ce? Eu n-am înțeles. Deci avea 47 de kg. Probabil ia. Câte drumuri trebuia să facă cu un cârnat care cântărea 1740 de kg. Vai ce greu e. O împărțire fără calculator de care n-am mai făcut de 30 de ani încoace. Deci cârnatul are 1530 de metri lungime, 1740 de kilograme. De câte ori merge Nura ca să poată căra cârnatul ăsta? Tati, toată viața lui a fost obsedat să luăm note mari în teze sau în lucrări la școală la matematică. Și câtă bătaie a luat pentru matematică, deci la matematică eu scap. Eu dacă văd hârțogăraie și calcule, nu pot. Să număr bani îmi place, da? Mare f***. La asta m-am gândit. Mă așteptam la o fracție. Și efectiv am uitat de prost ce sunt. Cum să face o împărțire? Ne așezam la cofetăria și gata. Lăsam să mergem acasă și gata. Cu posibilitatea de plecat acasă, ti se pare să fii Archimede Pitagoric, o să le rezolvi. Hai să mergem la misiune, să citim și mai facem asta. Eu nu, oricum, pe mine nu te baza la asta, sincer. Nu erau neapărat niște calcule de astea super complicate. Măcar tu ai fost cât de cât mai bună decât mine. Hai, mă, că n-am. Un pic ai fost. De câte ori trebuie să meargă cărcați la măcelar ca să ia cărnatul acasă? Păi fă-o prin încercări cu înmulțirea. Deci 1120. Vezi cu ce ai putea să-l mulțești? Sunt 10 drumuri minimum. Hai că o iau, băbește, că... în această locație va trebui să onorați 3 recorduri turcești. Pentru fiecare dintre voi există un judecător care o să vă dea următoarele indicații. Succes, Suca! Trebuia să onorăm 3 recorduri turcești. Am mers la judecător. Can I see your answer? Lidi, no. Trebuie să facem prima dată chestia asta, deci fii atentă. Am încercat să rezolvăm problema. Ce sens are? E ceva, nu ai înțeles ceva? Cât e 121? Bine, 2, 4, 2. 4 înseamnă 481. Plus încă o dată 121 vine. 3, 6. 363. De 3. 13 drumuri. Ăsta e răspunsul. Nu-i bun? Ghinion, fumezi o țigară. Hai să punem, hai punem, cât punem? Nu știu, mă, nu știu, bani n-am făcut. 15 ori. Da. 15 ori. Da, Lidic, am făcut calcule. De 10 ori, dacă merge de 1200. Egal, nu știu. 15. Ok. Am avut surpriza să fie bine, dar eu am crezut că, mă gândeam că n-avem nicio șansă. Deci am reușit într-un final să mă concentrez puțin și am nimerit. Deci Nurkan trebuia să meargă de 15 ori ca să poată să ia acest cârnat acasă. Doamne, ce bine. Yeah, this is the... Yeah. Ah! Uite-te că e zarugă aici deja, e acolo. Eu nu știu cum a ajuns zarugă înaintea noastră, când noi am trecut și el făcea autostop. Nu mai suport. Poate că l-a luat imediat mașina și noi, fiindcă ne opream în altă stație, ne-a depășit. Și urma să ne ducem cu rezultatul problemei la judecătorul în piața moscheei în Akçabat. Hello! Hello! Hello, here? Madam! You want to stay here? Yes. Great! And now what? Show me a number. A number? 30. Is this? No. No.
ce să vezi, n-aveam rezultat corect. Ok. Ok. Eram penalizați cu 5 minute de așteptare. And then we come back to you. Ok. Am ajuns la judecător, ne-a întrebat de rezultatul, rezultatul nu-l aveam. You have to wait for 5 minutes. Ok. 5 minutes penalty? Yeah. You have to, yeah. Degeaba încerc eu să zic fac problema asta, pentru că nu pot să o fac, adică nu e ca și cum am ceva de clar. Ba, e și chestia că este foarte agitată pe momentul, adică... Oricum nu rosti. Ne-a dat matematică, mă, ne-a dat matematică. Ce mă poți, te-o dai pe matematică. Dacă nu ai o minte mai matematică, așa mai întrenată, nu ies nicio dacă plingi în cineză, adică nu ai nicio șansă. Guys, Lütfen! Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.